Această emisiune este susținută de Pura Rom. Alege esența naturii. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Astăzi vorbim despre plictiseala în relația de cuplu. Trist, dar adevărat. Plictiseala apare atunci când nu mai ești viu. Adică chiar dacă simți că trăiești, nu mai trăiești. În primul rând tu cu tine însuți sau tu cu tine însăți și a doua oară în cuplu. Când ești blocat într-o stare de letargie, când doar amintirile reprezintă pentru scurte momente motorul vieții. Iar de viitor nici nu mai vorbim. Pe acesta l-amânăm ori de câte ori putem prin faptul că nu ne trăim prezentul. Ce să faci? Când ajungem aici sau ce să nu facem ca să nu ajungem să ne plictisim în cuplu, vorbim astăzi cu Romeo Popescu, trainer și numerolog. Și spun bine ai venit în emisiunea noastră, emisiunea Dincolo de ceea ce știm. Bine te-am găsit, Oana, și pe telespectatorii tăi bine am găsit. Am ales o temă foarte interesantă, plictiseala în cuplu. Să știi că m-a dus cu gândul la o piesă de-a lui Ștefan Iordache, cântată cu Monica Angel, care spune mai mult decât oricând. Și spune la un moment dat că distanțarea m-a dus mai aproape, mai mult decât oricând. Da. Prin urmare, distanța este cumva esențială pentru apropierea unor parteneri într-o foarte relație de cuplu. Da, da, foarte esențială. Cred că piesa asta e psihologică, piesa asta cu Monica Angel și Ștefan Iordache, pentru că acele cupluri care stau toată ziua, bună ziua, ca să zicem așa, în relațiilor, sunt împreună, au o casă, au copii, au serviciu împreună, sunt mereu, mereu împreună, așa, generează o formă de atașament, ca să spun așa, care duce cu gândul la familie, duce cu gândul la copilărie. Acel copil care stă pur și simplu cu părinții acasă. Și el e obișnuit să stea cu părinții acasă, chiar este dor și de părinți când ei lipsesc și vin așa și le e dor, dar este o relație așa de familiaritate. E ca și cum ai fi obișnuit cu părinții tăi sau ca și cum ai fi obișnuit cu fratele tău sau sora ta și devine așa o relație foarte puternică de atașament, chiar și de iubire, în care cei doi au o trăire de frate-soră. Și atunci, bineînțeles că starea lor emoțională, libidou și așa mai departe, nu mai are cum, pentru că e cam aiure așa, nu? Să ai libidou față de soră sau de frate, nu? Sau față de părinte. Și atunci, ei stând tot timpul împreună, unul cu altul, generează o formă de asta, de manifestare foarte clară, cum că noi suntem în familie, suntem frate-soră și că facem tot împreună și ne cunoaștem atât de bine și nu mai e nimic creativ, nu mai e nimic incitant, nu mai este nimic care să ne dezvolte aceste simțuri care țin de instincte, care țin de formă de plăcere, de erotism și așa mai departe. Și atunci e normal că nu-ți mai vine și ești obișnuit cu totul și nu-ți mai vine să mai fii cu acea persoană, pentru că deja o știi foarte bine. Și în momentul în care un om, nu contează bărbat sau femeie, da? Un om este în confort și totul e minunat și e bine, el simte nevoia să expansioneze. Uh-huh. Adică simte nevoia să cucerească noi teritorii, pentru că pe acest teritoriu l-a cucerit. El lui, el știe foarte bine, știi? Și atunci vrea să cucerească noi teritoriul de curiozitate, de creativitate. E incitant acest lucru, nu? Și atunci se duce în altă parte. Pentru că ai adus vorba despre creativitate. Uite, mă gândeam că chiar lipsa creativității poate duce la plictiseală și lipsa inventivității. Am citit de curând o poezie de-a lui Pablo Neruda, dacă ți-mi minte bine, se numește Cine moare. Și are un prim vers, mi l-am notat ca să nu-l uit, moare câte puțin cine se transformă în sclavul obișnuinței. Da. Deci rutina, obișnuința, uite, numerologie, obișnuința și rutina e la 4. Și casa și cadrul de manifestare tot la 4, știi? Adică e un fel de antiteză așa. 4, casa, siguranța ta, știi? Dar 4 și obișnuința și lucrurile care le știi pe din afară. Rutina. Și nu mai e nimic incitant. Bineînțeles că ai spus și de acel lucru care ține de creativitate. Creativitatea în obișnuință și în rutină nu poate să existe. Mai mult decât atât, dacă tu ești un om care nu ai niște valori spirituale, morale, creative și nu-ți dorești să trăiești viața asta, ci vrei asta, e bine așa, știi, cum spun eu, atunci chiar te vei plictisi și unii chiar stau bine în chestia asta. Numai că această zonă de plictiseală, de cadru, de obișnuință, de rutină, de casă,
duce și într-o zonă în care tu nu mai ești bine cu sufletul tău, se închide sufletul, se închide pur și simplu această zonă a trăirilor emoționale, afective, proiectate celuilalt, le proiectezi ca un frate și soră, cum am spus mai devreme, dar nu e incitant. Și atunci te blochezi undeva în interiorul tău și începi să suferi și chiar să te îmbolnăvești. Și atunci este clar că trebuie să facem ceva. Această plictiseală în cuplu apare. Deci nu putem să spunem, eu o iubesc pe ea și datorită faptului că ne iubim atât de mult, nu o să ne plictisim niciodată. Ok. Numerologie e foarte simplu. Orice formă de îndrăgosteală durează 18 luni, adică două perioade evolutive de 9 luni. Și în momentul respectiv se transformă 2, da? Relația 2 se transformă 9. Și atunci orice formă de îndrăgosteală care ține de erotism, care ține de tentație, durează maxim 18 luni. De ce zic maxim? Pentru că unii oameni au o experiență de viață mai mare, sunt într-o perioadă evolutivă mai profundă, să spun așa, și atunci dacă această îndrăgosteală poate să dureze la aceștia care sunt mai dezvoltați, mai experimentați în viață, poate să țină și 9 zile. Sau, da, 9 zile sau, zic așa, eu câteodată 9 minute, știi? Dar nu, 9 minute n-are cum. Dar 9 zile poate să țină. Și atunci este foarte interesant să ne gândim. Ok, sunt îndrăgostit de cineva, am o relație magică, îmi place chestia asta și ce fac? În timpul ăsta de 18 luni, să spunem, o luăm termenul maxim, ce fac cât timp sunt îndrăgostit? Ce să fac? Nu fac absolut nimic, pentru că îndrăgosteala este o chestie care vine pe energia chakrei 1 și 2, chakrelor 1 și 2, și nu are nicio treabă cu iubirea. Îndrăgosteala ține de toată această patimă, această zonă în care tu îl absorbi pe celălalt de instinct? În viața ta. Poftim? Și de instinct? Numai de instinct. Nu are nicio treabă cu iubirea, îndrăgosteala, da? Iubirea se dezvoltă în timp, în alea 18 luni apare, poate apărea, nu apare, pardon, poate apărea. Și iubirea, care iubire, după 18 luni, se duce mai departe în relația respectivă și apare pătratul, adică la 4 ani de zile, apare această zonă de obișnuință. De obicei, oamenii, după 4 ani de zile, mor. Între ghilimele mor, da? Mor în relația respectivă. De ce? Pentru că se obișnuiesc unul cu altul, se căsătoresc, stau împreună și așa mai departe și vor să-l absorbă pe celălalt cât mai repede datorită acelei amintiri a îndrăgostelii. Și în momentul respectiv, ei încep să obișnuiască unul cu celălalt și la 4 ani de zile devine plictiseală. Și când devine această plictiseală în viața lor, ei se gândesc ce facem acum. Ce ai de făcut ca să nu ajungă plictiseala în cuplu, nu prea poți să faci nimic. Trebuie să treci peste ea, adică ea va veni. Și atunci trebuie să treci peste ea. Și sunt anumite lucruri care trebuie să le aduci în viața ta, astfel încât să nu te mai plictisești. Dar despre acesta o să vorbim mai încolo. Aș vrea să te întreb despre perioadele evolutive, pentru că ai adus vorba despre aceste perioade și că depinde foarte mult în ce perioadă ești. Și aș vrea să ne spui ce și câte perioade sunt. Uite, bărbații și femeile sunt defazați puțin. Femeile sunt mai precoce decât bărbații și, în general, ele sunt, așa cum place mie să spun, sunt fiicele mamei Gea. Și atunci ele sunt în relație cu pământul și cu ciclicitatea pământului mai repede decât bărbații. Bărbații sunt așa, precum luceafărul, pleacă de la Tatăl Ceresc și vine aici, renunțând la nemurire, vine aici pentru o femeie superbă. În viitor nu o să mai fie atâția care să renunțe la nemurire pentru femeia superbă, că sunt o grămadă de femei mai puțin superbe, da? Cu fez, cu fâș, și pentru fâș și fez nu renunți la nemurire. Așa. Și atunci, ele sunt mai aproape de această zonă a terei, a mamei Gea, care ne arată, sau le arată doamnelor, femeilor, care e femeie, da, deci nu la toate, așa, le arată această ciclicitate a anotimpului, a celor 4 anotimpuri, sau măcar, dacă sunt 2 anotimpuri. Și această ciclicitate ține de modul în care femeia se dezvoltă. De aia, înțelepciunea, numerologie este 7, și această zonă a mamei Gea 4, numerologiei 4, mama Gea, pământul, da, cu cele 4 elemente, cu ciclicitatea celor 4 anotimpuri, se înfiripă în sufletul femeii undeva pe la 28 de ani. Adică după ce trec 4 cicluri evolutive de 7 ani. Atunci femeia are, sau ar fi bine, da? Eu încerc să fiu cât mai realist, așa, știi? Că aici la tine în emisiune sunt o grămadă care prind avioane. Dar eu nu vreau să prind avioane, da? Tocmai de aceea te-am invitat, să știi. Eu vreau să fiu cât de real pot, știi? Așa.
Unele femei, la 28 de ani, simt în interiorul lor această formă de înțelepciune a lui Patru și încep să se uite la viață din alt unghi de vedere sau din alte unghiuri de vedere, și atunci este cea mai bună perioadă în care ar fi bine să înceapă dezvoltarea personală a unei femei. Bărbatul la 28 de ani încă joacă la junior, cum îmi place mie să spun, încă se distrează, încă mai are multe lucruri de experimentat și ar fi bine să le experimenteze, că tot ce rămâne neexperimentat în perioada 18-27 de ani sau chiar pentru bărbați 18-35 de ani, deci tot ce rămâne neexperimentat după vârsta de 36 de ani, mai ales în zona 4, adică între 40 și 49, ăștia experimentează. Și atunci e bine să experimentezi acolo ca să fii tu destul de deștept în partea asta. E, femeile merg către alt unghi de vedere al dezvoltărilor personale și de-aia o să vedem la 28 de ani că majoritatea își dorește să se căsătorească, își dorește să dea viață la pui vii, își dorește să se dezvolte, să genereze, să rodească. Da? Că rodul femeii nu sunt numai pui vii. Poate să fie rodul ei pasiunea, ei jobul, ei cariera, ei că toate sunt așa, vor ceva. Și atunci ea se dezvoltă mai repede. Bărbatul este în urmă. El începe să vadă lucrurile din alt unghi de vedere, de-abia după 36 de ani. Până la 36 de ani sunt patru perioade evolutive de 9 ani. Perioadele evolutive de 9 ani, și aici nu mă duc în numerologie chiar foarte concret, da? Pentru că sunt mai multe detalii, perioadele evolutive de 9 ani sunt acele perioade de dezvoltare pe verticală a vieții oamenilor. Bărbatul reprezintă verticala și femeia orizontală în lumea asta. Și atunci, perioadele evolutive de 7 ani sunt perioadele de dezvoltare pe orizontală. Și femeia este mai aplecată către aceste perioade evolutive din 7 în 7 ani, iar bărbatul este mai aplecat către aceste perioade evolutive din 9 în 9 ani. Și atunci el 4 ori 9 dă 36. Adică el își dorește să iasă transformarea, înnoirea din cadrul de până atunci. Și începe pur și simplu, după 36 de ani, să vadă altfel lucrurile. Femeia deja începe de la 28 de ani, după 4 de 7 ani. Și atunci, iată că este acest decalaj, ca să spunem așa, de vreo câțiva ani, e foarte frumos, câți ani sunt? 7-8 ani. Da? De 8 ani de zile, acest decalaj de 8 ani de zile între un bărbat și o femeie. De-aia și compatibilitățile, când noi le calculăm, ținem cont de acest decalaj de vârstă între el și ea, în cazul în care el este mai mare decât ea. De ce? Pentru că el e aproape de ea, chiar dacă e mai mare. Ăștia băieți, ăștia mai maturi pentru vârsta lor pe care îi preferă doamnele de peste 45 de ani, ies din schemă. Da? A, așa. Da, că de obicei ăsta mai matur pentru vârsta lui are undeva între 24 și 27 de ani. Acolo sunt ăștia mai maturi. Și există o explicație numerologică foarte concretă de ce o femeie de peste 40 de ani sau chiar 42, așa că e 6 ori 7, alege un astfel de băiat mai matur pentru vârsta lui, normal. Așa, că asta e textul arhicunoscut. Și atunci, în momentul acesta, când ținem cont de aceste perioade evolutive, ei doi merg într-un sens. Și bărbatul și femeia merg într-un sens. Și atunci când merg într-un sens, ei sunt curioși de ale vieții, să afle de ale vieții, în perioadele lor evolutive. Și atunci această curiozitate oricum se manifestă. Dar dacă ei sunt, să zicem, de-o seamă sau ei sunt la o diferență de un an, doi și mai ales dacă sunt căsătoriți în perioada evolutivă 18-27 de ani, se căsătoresc, ei nu și-au trăit experiența asta a vieții și șansa ca ei doi să plictisească și să fie curioși vis-a-vis de viața asta și de tentațiile vieții după 30 de ani sau după 28 de ani în cazul doamnelor, după 36 de ani în cazul domnilor, este o posibilitate extrem de mare, astfel încât ei să iasă de acolo. De altfel, la 30 de ani, e al patrulea ciclu evolutiv de 9 ani, an astral 4, numim numerologie, când oamenii, chiar dacă sunt căsătoriți, știm nevoia să schimbe cadrul. Este o amintire subconștientă a vârstei de 16 ani, când adolescentul este rebel și vrea să iasă din cadrul de familie și știe el că lumea e mai minunată și mai ofertantă. Și dacă suntem într-o relație, ce facem atunci în cazul acesta în care dorim să ieșim din cadru? Ieșim. Cum? Pur și simplu, începe să iasă, adică caută tentație în afară. Adică, ți-am spus la începutul emisiunii, în momentul când există un confort, am de toate, da? Am și casă, nu mă plouă în cap, am și în casă e frumos, e cald, pentru că confortul ține de căldură, că dacă e frig, mă agit. Așa, dacă e cald, nu mă mai agit. Să știi asta. Ok.
am job, am bani, mai am și pe mame și pe tati în spate care îmi arată că încă sunt copil, da? Și ei mă susțin și ei fac asta, deci maturitatea mea și maturizarea mea este deja amânată și eu m-am căsătorit, atunci simt nevoia să ies din pătrat, simt nevoia, plictisindu-mă, să expansionez. De-aia mi se întâmplă chestia asta. Și atunci sunt mai multe lucruri. De exemplu, plictiseala într-un cuplu este mai puternică la oamenii care s-au desprins de părinți mai greu. Plictiseala în cuplu este mai puțin puternică la oamenii care au plecat de mici de acasă. 16 ani, 14 ani, 18 ani maxim. Cu cât pleci mai târziu de acasă, de sub tutela părinților, de sub influența părinților, deci cu cât pleci mai târziu, cu atât, în momentul când ai un cuplu, ai o plictiseală mai mare. Pentru că tu știi unde să tragi, știi? Dacă nu-ți convine aici, mă duc la mama. Știi? Cam așa vine. Și băieții și fetele, că nu pot să le spun bărbați și femei. Da? Și băieții și fetele fac același lucru. Și atunci este foarte important să știm cum funcționăm în perioadele astea evolutive. Bineînțeles că știi ce te așteaptă, adică nu știi tu ca om, un om care e specialist și care știe lucrurile astea, un psiholog, un numerolog, un psihonumerolog real, nu de la imaginar, că mai sunt ăștia psihonumerologi imaginari pe Facebook, așa, știu pur și simplu care sunt aceste perioade și știu ce încercări, hai să folosesc un termen de marketing, ce încercări ar putea veni în viața ta dacă ești în relație de cuplu stabilă într-o anumită perioadă a vieții tale la o anumită vârstă. Uite, pentru că ai spus despre stabilitate, alergăm după această stabilitate într-o relație, nu știu, mai mult sau mai puțin, cred că femeile, de fapt, fac asta. Da. Această stabilitate nu ne oferă, și între ghilimele spun, și rutina? Ba da. Stabilitatea și rutina e același lucru, da. Păi da, dar femeia este normal să vrea asta. Pentru că femeia merge, așa cum am spus puțin mai devreme, pe această perioadă evolutivă, pe aceste cicluri evolutive de 7 ani pe de-o parte și pe de altă parte, fiind fica mamei Gea, să spunem așa, ea aparține cifrei 4, că este o cifră feminină, 4 în numerologie. Și atunci are nevoie de pătrat, de stabilitate, de cuibul ei. Și e normal să fie așa. Adică femeia e normal să fie așa, pentru că femeia se ocupă de cuib. Nu se ocupă bărbatul, dacă sau nu, hai. Energia feminină se ocupă de cuib, că mai sunt și de ăștia mai lați în fund decât un număr care se ocupă de cuib, da? Așa, deci energia feminină sau femeia se ocupă de cuib și ea își dorește să fie frumos. Uite, ca să le zic și telespectatorilor, cred că am mai zis-o, dar nu mai țin minte. Așa, cum e casa unei femei, așa e sufletul ei. Intri în casa unei femei și vezi cum e acolo, ce se întâmplă în casa aia, așa e sufletul ei. Și atunci, în casa respectivă, femeia are o siguranță, are o stabilitate, are o căldură, pentru că femeia își dorește căldură. Căldură egal confort în mintea noastră. Și atunci, ea își dorește treburile astea. De-aia o femeie se cuibărește la pieptul tău. Pentru că ea are nevoie de siguranță, căldură și confort. O femeie, adică poate să fie și el care arată ca o femeie să cuibărească la pieptul ei, da? Dar energetica feminină și femeia asta își dorește pentru aceste lucruri care sunt minunate, da? Și atunci ea își dorește această stabilitate pentru a procrea la un nivel mental subconștient, inconștient, îmi cer scuze, ea ține această stabilitate și căldură pentru a procrea. Și atunci de-aia vrea să te țină pe tine, bărbat, în siguranță. Pentru că ea are o limită în procreere. În funcție de perioada evolutivă, în funcție de hormonii, de secreția hormonală, de mai multe, da? Nu le spunem acum la televizor, dacă nu caută pe net și vede lumea, dacă e interesat. Și atunci, efectiv, ea vrea această siguranță. Bărbatul nu vrea. Bărbatul este expansionist. Bărbatul își dorește să vadă lucrurile din alt punct de vedere. Și lui îi place siguranța, dar lui îi place siguranța să știe că acea femeie e acolo. Lui nu îi place siguranța să stea cu acea femeie. El lui îi place să știe că ea e acolo. Adică loială. Exact. Cu cât loialitatea este prima calitate pe care o iubește bărbatul la o femeie. Loialitatea. Nu iubirea. Deci loialitatea. Pe o femeie loială îl îngenunchează pe un bărbat. Deci pe ăla poate să-i aducă luna după cer. O femeie loială. O femeie loială care generează loialitate în câmpul ei energetic și al bărbatului, mai, nu îi aduce numai luna, îi aduce tot sistemul solar. Adică bărbatul trebuie să simtă, energetic vorbind, că acea femeie este doar pentru el. Este loială, doar cu el, da, da. Și bărbații testează foarte mult această loialitate a femeii prin diferite întrebări tâmpite, ăla care e bărbat, da, nu, restul nu știu să fac asta.
Deci ăla care e bărbat știe să testeze această loialitate a femeii prin întrebări tâmpite, prin tot felul de lucruri tangențiale, pentru că punctul este intersecția tangențială cu o situație, da? Punctul este masculin. Și atunci bărbatul, prin anumite lucruri tangențiale, testează. Nu s-o întreabă de, știi, draga mea, tu ești fidelă? Nu, asta nu o să o întrebe bărbatul, doar dacă e disperat de viață sau dacă are răspunsul la această întrebare, că ea e infidelă, pentru că dacă e fidelă, nu o întreabă. Da? Și atunci, în momentul în care pur și simplu ea își dorește această siguranță, femeia magică și minunată, își dorește căldură, își dorește siguranță, își dorește protecție, ea face un cuib astfel încât ăla să vină să tragă acolo. Cu cât cuibul ei e mai cald, mai frumos, mai erotic, da? Mai minunat, privirii, da? Adică e larg. Bărbatul trebuie să aibă spațiu mare. O casă încărcată pe care femeia o gestionează, îl face pe bărbat să caute ieșirea. Să se simtă mic, probabil. Să se simtă și mic sufocat. Și să caute ieșirea, da. Uh-huh. O casă degajată, care nu este încărcată, care este ordonată, care este curată, îl face pe bărbat să tragă acolo. Cu cât e casa ta mai alandală acolo, cu atât bărbatul va căuta o ieșire. Uh-huh. Și la propriu și la figurat. Da? Și atunci este, gândindu-te așa, vezi tu, femeie, cum faci această siguranță, astfel încât tot ce e sigur, tot ce e cald, să aibă și uși deschise și geamuri deschise. La figura vorbesc, nu la propriu, că acum s-a apucat lumea să deschidă geamul de pe-n casă. E frig, nu. Așa. Deci, și atunci bărbatul trebuie să știe că are o ieșire. Întotdeauna o femeie care vrea să țină mai mult bărbatul lângă ea, care vrea să aibă, să nu genereze plictiseală în cuplu, că asta e tema emisiunii noastre, trebuie să-i acorde la un nivel clar, da, să fie atât de înțeleaptă, încât să-i acorde bărbatului un spațiu de ieșire, un spațiu de mișcare. E un bărbat care are spațiu de ieșire și de mișcare, vede două lucruri. Vede, unul, expansiunea lui și își confirmă masculinitatea și vede stima de sine a femeii și încrederea femeii în ea și nu vede o disperată, vede o femeie sigură pe ea. Și atunci el, bărbatul, când vede o femeie sigură pe ea, va veni înapoi la ea. Dacă vede o disperată, o geloasă, o de-asta, o tăcănitoare, o asta, el caută pur și simplu spațiu de ieșire. Și va ieși până la urmă. Da? Un alt lucru, dacă toate lucrurile sunt în confort, adică totul e magic și minunat, am putea să spunem, ok, mai apare plictiseala. Da. Pentru că ea apare. Adică n-am ce să fac. Asta este. Pentru că plictiseala ține de instinctul nostru de conservare. Adică trebuie să fie cald, trebuie să fie bine, trebuie să fie stabil. Eu mă întorc în pânte cu mamei, acolo unde e cal, stabil și n-am nicio grijă. De-aia eu, instinctul meu de conservare, mă duce acolo. Efectiv, pe de-o parte. Pe de altă parte, mai am un lucru care este extraordinar de important, de unde îmi doresc eu această stabilitate și acest confort. Tot din instinctul meu de conservare. Și anume, dacă nu se întâmplă nimic, trăiesc. Simt că trăiesc. N-am niciun pericol și atunci e bine, trăiesc. Și eu vreau treaba asta. La nivel subconștient vreau treaba asta. Așa sunt învățat. E, în momentul în care mi se întâmplă această plictiseală și totul e bine, simt nevoia să nasc. Sau să mă nasc. Știi? Exact ca și copilașul magic. Da? Când el e confort, atunci să fac 9 luni, pac, vrea să iasă. Da? Efectiv. De ce vrea să iasă? Cum îmi dai seama de chestia asta? Pentru că mă strâng pereți. Deci plictiseala și rutina când apare, ai impresia că în casa ta unde e minunat, e frumos, e magic, ai clătite, ai tot ce trebuie, ai totul, tot, da? Începe pereții să te strângă. Uh-huh. Uite, de exemplu, oamenii care simt nevoia să aibă case mari, sunt oameni care se plictisez repede. Știi? Păi de-aia și le fac mari ca să aibă pe unde să plimbe pe-n casă. Și să-și dea telefon, alo, ești în bucătărie, soția mea, da, hai că vin și eu, în două ore ajung, cobor de la etaj. Știi? Adică, efectiv, asta e chestia. Oamenii care au spațiile mici au mai multă libertate de acțiune, au mai multă au o zonă de a fi de a fi între pătrunși și în relație mai puternică decât oamenii cu case mari. Și atunci, toate lucrurile astea le facem fără să ne dăm seama. Uh-huh. Și atunci când mă strâng pereții, ca să revin la ce vorbeam, simt nevoia să ies. Nu contează că eu sunt bărbat sau eu sunt femeie. Bărbatul are o dorință de a ieși mai mare decât a femeii. Pentru că acești pereți, această încorsetare în expansiunea masculină nu e bună. Și ei nu-și doresc chestia asta. Și atunci el simte nevoia să rupă pereții, să rupă ușa, să rupă geam. Cum nu ajung în plictiseală? Nu am cum.
oricum o să ajung. Perioada trebuie să o gestionez bine. Pot să ajung în plictiseală după pur și simplu un an de zile, pot să ajung în plictiseală după 4 ani de zile. Ăsta e termenul, știi? Sunt, te întrerup un pic aici. Întrerupem-o, da. Sunt relații care încep brusc cu o îndrăgostire de asta maximă și se termină la fel de brusc, da, cum e, da, și, da, versul lui Mihai, da, Eminescu, ce e val, cavalul trece. Trece, da. Atunci, ce facem ca să nu... Adică, cum gestionăm sentimentul de îndrăgostire, ca să dureze? Sentimentul de îndrăgostire este hormonal, da? Deci ai secreție de testosteron, estrogen, dopamină, serotonină și așa mai departe și când nu mai ai schema asta, pentru că e rutină, nu mai secretă creierul tău chestia asta și nu mai ai nevoie să fii îndrăgostit. Și ca să te îndrăgostești în altă parte. Și atunci, cel mai bun lucru ca să treci peste plictiseală sau să recapezi sau să readuci în viața ta acest sentiment magic este creativitatea, pe de-o parte, este identitatea, pe de altă parte, și este, cum să-i spun eu la treaba asta, dorința ta de a fi în permanență cu tine însuți, cu stima ta de sine, cu tine însuți și cu stima ta de sine, care este pe 3 paliere, încredere, imagine și respect de sine. Și atunci, această stimă de sine, că o iau global, așa, cu dorința ta de a fi creativ și cu identitatea ta, te pot aduce să ieși repede din plictiseală, nu să nu aduci plictiseală. Deci să ieși repede din plictiseală, să readuci această îndrăgostire. Mai sunt anumite lucruri. Ție trebuie să-ți pese de bărbatul tău, ție trebuie să-ți pese de femeia ta. Da? Dacă tot zici, îmi pasă de tine, iubitul meu, te iubesc. Mă rog, ok. Asta eu nu prea... Adică apăsa e faptic la bărbați, apăsa este emoțional la femei, adică este în a fi. Femeia e pe a fi și bărbatul pe a face. Tu îți vei da seama că mie îmi pasă de tine în momentul în care tu simți că ești, a fi, vezi, ești și aparții mie. Cât timp tu nu mai simți că aparții mie, nu mai ești. Și atunci cauți ieșirea. Eu, bărbat, îmi dau seama că ție-ți pasă de mine dacă faci anumite lucruri. Să zicem, îmi faci clătite, ești loial, îmi speli cămașa. Dau un exemplu tâmpit. Dar fiecare are aceste lucruri. Bun. Trebuie să-mi pese de tine. Și în timpul în care sunt îndrăgostit, în timpul în care eu îmi doresc această relație stabilă, trebuie să aflu eu, bărbat, ce să fac eu astfel încât să simți tu că îmi pasă de tine și viceversa. Și atunci aceste lucruri, să le, în momentul când apare plictiseala, să le readuc. Dar e o muncă. A avea o relație magică și minunată este cea mai grea muncă după aceea de a fi părinte. Și atunci, deci trebuie să văd asta. Trebuie să descoper ce îl inhibă pe bărbatul meu sau ce o inhibă pe femeia mea și ce anume o deschide pe femeia mea sau îl deschide pe bărbatul meu. Și aceste lucruri eu trebuie să le țin minte. Să, vezi tu, majoritatea spune așa, comunicarea în cuplu. Comunicarea în cuplu acum e desuietă. Pentru că doamnele au înțeles că această comunicare înseamnă tăcăneală. Deci bărbatul nu vorbește, bărbatul iubește cu ochii și cu faptele. Bărbatul nu iubește cu gura sau cu urechile. Femeile iubesc cu gura și cu urechile. Bărbații iubesc cu fapta și cu ochii. Adică, hai să punem pe structura capului, da? Deci femeile iubesc cu gura și cu urechile, bărbații iubesc cu ochii și cu nasul. Cine a priceput chestia asta, a priceput. Cine n-a priceput, aia e, să testezi. Da? Și atunci, dacă eu, bărbat, iubesc cu nasul și cu ochii, vezi, toate astea sunt în planul ăsta, principal. Și atunci eu trebuie să știu, ca femeie, că ăsta al meu, care zic că îl iubesc și îmi pasă de el, da? Ca să dau plictiseala la o parte, știu că ăsta iubește, așa e structurat el, așa e făcut el, e construit el, cu ochii și cu nasul. Adică ce am de făcut? Adică ce am de făcut eu? Păi, în primul și în primul rând, la mine, în cuib, în suflet, adică în casa mea, să nu miroasă urât. E foarte important. Sau să miroasă mirosul plăcut de bărbatul meu. Că eu mă simt, știu ce îi place lui ăsta, că n-am stat degeaba lângă el. Da? Și atunci știu ce îi place lui ăsta, știu ce miros îi place. Îi place mirosul sarmale. Ok! Toată ziua miroase sarmale. Și ăsta o să mă iubească mai mult. Îi place mirosul parfumului meu. Nu știu, un parfum X. Mă dau cu parfumul ăla. Îi place un miros de nu știu cum în casă aici, când vine el de la serviciu sau nu știu ce. Fac mirosul ăla, da? Eu însă miros frumos. Nu miros a rântaș și a ceapă.
pentru că s-ar putea să nu-i placă. Da? Pentru că astea au caracter inhibitoriu și mirosul pentru bărbat este extraordinar de important, pentru că bărbatul are un procent foarte mare din libidoul bărbatului este pe miros. Și atunci tu vrei să te pupi cu el, dar nu te-ai spălat de 2 săptămâni. Păi nu se poate, că n-ai cum. Da? Și atunci ochii, ăla când vede dinozaurul, se sperie. Da? Atunci tu trebuie să te grijești de ce? De spațiul tău și de tine însăți. Să știi că neglijența aspectului fizic este una dintre probleme reale într-o relație de cuplu, pentru că uităm să avem grijă de noi înșine atunci când suntem în relație. Da, pentru că vine rutina, vine obișnuința, nu mai îmi pasă, știi? Adică îmi iau treningul la gri cu dung albă, cu fesul galben și stau în casă cu el și ăla nu mai vede nimic, bărbatul meu, știi? Adică eu nu mai sunt incitantă pentru el. Pentru că eu trebuie să fiu incitantă. Când e plictiseala, a apărut plictiseala, eu trebuie să mă montez ca femeie să fiu incitantă pentru bărbatul meu. Altfel ăla va căuta în altă parte. Mai bine îți mă caute pe mine. Da? Și atunci asta se întâmplă. E, și femeile iubesc cu gura și cu urechile. Și atunci și bărbatul ăla, că nu numai femeia trebuie să facă ceva într-un cuplu, trebuie să facă și el, da? Că el nu e să-l tragi de brăcinare, așa, de curea pe unde e, așa. Și el atunci trebuie să învețe să vorbească urechile. Da? Să-i spună femeii, să complimenteze, să-i spună anumite lucruri minunate și magice, să releve ceea ce ea este, nu face. Ai făcut 50 de sarmale, bravo! Nu prea e ok. Da? Dacă îi spui așa, e superbă în timp ce faci sarmale. Asta e ok. Ești a fi, nu a face. Da? În general, trebuie să ne tatuăm în cap verbele astea. Femeia înseamnă a fi și bărbatul înseamnă a face. Știi? Și atunci tu îi spui ce este ea sau ea cât de minunată este sau ce și-a schimbat culoarea la păr sau eu o complimentez cum merge. Chestii mici, pentru că femeia având caracter afectiv receptiv, auditiv receptiv, atunci femeia trebuie mereu să-i spui. Și atunci îți dezvolți cu vocabularul, nu faci așa urangutanul care nu știe să vorbească, normal că nu o să fie atractiv pentru o femeie. Și gura, deci femeia iubește prin gură, pur și simplu este gustul. Adică să aibă un bărbat cu gust lângă ea. Un bărbat băiat deștept, nu niciun palac. Adică să mai înveți și tu, mai citești o carte, nu, de-aia de, nu o carte de vizită, o carte normală, așa. Mai te informezi, mai ești băiat deștept, mai vorbești de niște lucruri. Te îmbraci și tu frumos, nu îți iei treling și bașcheți roșii. Adică o finețe. Femeia iubește chestia asta. Gustul tău. Să fii un bărbat rafinat, să știi cum e cu vinul, cum e cu cafeaua, cum e cu mâncarea. Da? Adică niște chestii subtile. Și atunci vei avea succes. Și plictiseala va veni mai târziu, pe de-o parte. Pe de altă parte, vei ști să ieși mai repede din ea. Pentru că trebuie să-ți aduci aminte. Vezi tu, din plictiseală ieși ducându-te înainte. Aducându-ți aminte. Noi putem să readucem sentimentul de îndrăgostire într-o relație când acesta nu mai este, chiar prin aceste lucruri. Da, prin aceste lucruri și omul vede că îți pasă. Adică apăsa, vezi? Și recucerirea tot timpul, recucerirea acelei femei. Dacă te-ai plictisit de ea, dacă nu mai ai chef să o cucerești și viceversa e valabil, mai bine vă despărțiți, că poate are chef altul sau altă. Adică n-are sens să mai continuați, pentru că altfel vă mâncați zilele unul altuia. Cum să spunem popor, știi? Ai mai spus de individualitate. Cât de important este să ne păstrăm această individualitate, să avem și vieți separate pe lângă relația pe care o avem și o construim împreună. Individualitatea și creativitatea sunt importante, da? Adică tu ca femeie trebuie să ai un sens în viața asta, trebuie să faci ceva, nu să atârni ca o plantă atârnătoare, știi? Trebuie să ai niște pasiuni, trebuie să te dezvolți și tu ca bărbat trebuie să o lași pe femeia ta, să o încurajezi. Mai sunt ăștia nesiguri pe ei, cu o stimă de sine foarte precară și care inhibă femeia, nu o lasă să se dezvolte, nu o lasă să citească, nu o lasă să afle, pentru că le e frică că e mai deșteaptă ca ei. Oricum, dacă vrea să afle, numai că vrea ea să facă asta, e mai deșteaptă ca tine, nu mai trebuie să mai opui, că oricum e mai deșteaptă. Da? Pentru că tu ai uitat că femeia se cucerește cu gura și cu urechile și cu cultura ta, dar tu ai uitat. Și atunci e importantă această individualitate, ca femeia respectivă să facă ceva pentru că simte să facă, nu să aducă bani în casă, ci să facă ceva pentru poezia ei, pentru frumusețea ei, pentru a se dezvolta ea emoțional, mental, creativ și așa mai departe, să aibă ocupație. Și tu ca bărbat trebuie să o lași pe ea să expansioneze. Dacă ți-e frică că ți-o ia altul, nu-ți face probleme, că numai dacă a venit frica, oricum ți-o ia.
mai devreme sau mai târziu. Da? Pentru că tu ești nesigur pe tine și aia, ea te-a simțit. Femeia e simțitoare la maxim. Și atunci, ea te-a simțit. Și oricum o să te părăsească. Nu te părăsești acum, poate peste un an. Da? Și bărbatul la fel, el trebuie să aibă un vis, el trebuie să alerge, să expansioneze, să se ducă, să cucerească. Și atunci el trebuie să aibă o pasiune, el trebuie să aibă lucruri care țin de identitatea lui masculină. Și în momentul în care el se vede pe el ca bărbat, ca identitate, și tu, femeie, ai încredere în bărbatul tău și îl susții, în momentul respectiv, plictiseala asta, iarăși începe mai târziu să apară, sau dacă apare, apare pentru o perioadă scurtă de timp. Da, dar este important nu neapărat să ai vieți separate, cum ai zis tu, ci este important să ai preocupări personale. Îți place să citești niște cărți, poate mie ca bărbat nu-mi place să citesc cărțile pe care le citești tu, dar asta nu înseamnă că eu trebuie să zic, ce cărți citești tu, mă, acolo, prostiile alea? Pe alea zice prostii, ce zice, vin, spun eu cum e cu Kant și Schopenhauer, da? Și poate pe tine nu te interesează Kant și Schopenhauer, te interesează, nu știu, Paulo Coelho. Să zicem. Da? Eu nu trebuie să mă bag. Sau tu să-mi spui mie, ce citești tu mă acolo? Kant? Păi ce e ăsta? Cine e? Fotbalist la Bayern München? Nu. E altcineva. Și tu nu trebuie să te bagi treaba asta. Îmi place mie să mă duc să joc tenis sau să joc fotbal. Majoritatea joacă fotbal. Nu contează. Alții joacă mai sus. Așa. Lasă-mă. Lasă-mă să mă duc acasă, de acasă să expansionez. Lasă-mă. Pentru că tu ai încredere în tine, de-aia mă lași. Și eu la fel am încredere în mine și de-aia te las pe tine să-ți faci lucrurile astea. Asta e identitate, este pasiunea pe care o ai în tine. Dacă pasiunea mea este să te controlez pe tine... Sau să fiu posesivă sau posesiv? Nu contează. Atunci plictiseala va veni rapid, nici nu trece un an. Trec 9 luni maxim și ne vom despărți. Dar fiecare trebuie să aibă chestia asta. De ce? Pentru că... încrederea, majoritatea spune, păi n-am încredere, păi n-ai încredere în tine, prima persoană în care tu trebuie să ai încredere e aia pe care o vezi în oglindă. Și atunci tu, dacă ești o femeie magică și minunată, superbă, ai încredere în tine. Dacă ăla pleacă, e pierderea lui. Și viceversa e la fel, da? Dacă ăla e un bărbat asumat, un bărbat vertical, un bărbat frumos, un bărbat cu viziune și are încredere, e pierderea ta că tu n-ai încredere în tine să-l ții pe ăsta. E pierderea ta. Depinde să știi să-l utilizezi. Că, na, și toți au instrucțiuni de folosință. Depinde ce vrei. Și se spune foarte clar că orice femeie are bărbatul pe care îl merită. Da. Plictiseala, eu o mai înțeleg și prin lipsa de interes pentru celălalt partener. Asta se pierde, Oana. Lipsa de interes a unui partener față de celălalt să pierde. Uh-huh. Adică nu contează cât de frumoasă e tipa și cât de frumos e tipul, oricum se pierde lipsa de interes. E normal. Este chestia asta de confort despre care noi vorbim și de plictisea. E normal să-mi pierd interesul față de tine și tu să-ți pierd interesul față de mine. E normal treaba asta. Dar cu cât eu aduc mai multă creativitate în viața mea pentru mine însumi, cu cât eu mă dezvolt mai mult în ceea ce mă privește, vezi aici, telespectatorii tăi o să zică, bă, ăsta e egoist. Da. Sunt egoist, da? Și atunci voi fi tentant pentru tine din nou, dacă eu mă dezvolt. Normal că o să-ți pierzi interesul față de mine, nu o să mai chef de mine la un moment dat. Dar eu, dacă mă dezvolt, eu dacă îmi dau seama cum evoluez eu ca persoană, mă înnoiesc eu ca bărbat, mă uit și din alte unghiuri de vedere, la un moment dat tu o să vezi altceva la mine și atunci o să te reatrag. Uh-huh. Așa și tu. Eu oricum o să mă plictisesc de tine, dar tu făcând aceste lucruri care țin exclusiv de tine însăți, egoistă fiind, da, tu atunci o să mă atragi pe mine. O să mă reatragi pe mine. Uh-huh. Și atunci iarăși ne înfilipăm și iar merge relația până la un punct din nou care va veni în felul acesta și uite așa evoluăm și la un moment dat ajungem fiecare la vârstă, la o anumită vârstă și trăim într-o poezie foarte puternică în niște amintiri, dacă o să avem vreo 100 și ceva de ani, îți dai seama, niște amintiri frumoase, poetice, dar s-au strâns o grămadă de lucruri creative pe care le putem puncta de fiecare dată jonglând de la unul la celălalt. Pentru că tu ai un bagaj, eu am alt bagaj. Și atunci, în viața asta, având amândoi bagaje separate, mai transmitem de la unul la altul aceste lucruri. Dar omul niciodată nu trebuie să oprească din a învăța. Altfel se plictisește. A te opri din învățat egal plictiseală. Și atunci când te plictisești, nu vrei să stai în plictiseală și îți îndrepți ochii, privirea către celălalt.
tu ce ai făcut? Ia, eu m-am plictisit, dar tu ce faci? Unde duci? De ce te-ai îmbrăcat așa? Pentru ce aia? Pentru ce? Păi, bă, vedeți, bă, de treaba ta, lasă. Mai sunt și de ăștia. Da. De ce ai venit la ora nu cu tare? Cum e asta cu aia, cu fest și cu training, știi? De ce ai venit la ora asta? Da-aia. Da-aia am venit la ora asta. Și atunci, efectiv, ea, plictisindu-se în viața ei, proiectează acest plictis pe acel om din fața ei, partenerul. Unii proiectează și pe copii. Asta e mai rău. Da? Pentru că vezi femeile care nu au preocupări, își hiperprotejează pe copiii, ăia în viață când vor fi mari, vor fi niște ratați, sigur. Da? Și atunci ea, prin lipsa ocupației, prin lipsa, că ea n-are ce să facă atât, dar știe, ea ta poate. Da? Nu se dezvoltă pe sine însăși, are hiperprotecție. Pentru copil, pentru bărbat, pentru tot. Pentru că n-are ocupație, ea n-are nicio pasiune. Femeia trebuie să simtă din sufletul ei ceva. Dacă tu nu ai o pasiune în viața ta, nu ai nimic, normal că proiectezi pe celălalt. Și bărbatul la fel. Numerologic vorbind, cine sunt predispuși la plictiseală? Dacă ne referim la caractere și reamintim că la vibrațiile interioare. Păi și ce vrei să facem acum? Să spun care vibrație interioară e? Măcar să aflăm ce caracter sau vibrație interioară este așa cel mai mult predispusă la... Toate vibrațiile interioare sunt predispuse la plictiseală și la această zonă dacă acel om nu știe cum funcționează vibrația lui interioară. Uite că vorbim de cuplu și de plictiseală, să dăm puțin în numerologie așa, da? Este foarte important să fii tu vibrația ta interioară. Dacă tu nu ești vibrația ta interioară, vibrația interioară e ziua în care te naști, da? De la 1 la 31. Așa. Sunt 31 de vibrații interioare. E, dacă tu nu știi despre tine și cum funcționezi, atunci șansa ca cineva să plictisească de tine și șansa ca tu să te plictisești de tine însuți sau de tine însuți este enorm de mare. De ce? Pentru că în momentul în care tu nu știi despre tine, cauți în ceilalți. Se numește oglinda vieții. Noi asta căutăm toată viața. Căutăm oglinzi peste tot și o numim compatibilitate, știi? Uh-huh. Da. E, și atunci, în momentul în care tu știi despre vibrația ta interioară, știi cum ești tu, atunci știi și ce îi prezinți partenerii sau partenerului tău. Ne spuneai la cursul de numerologie, pentru care îți mulțumesc, pentru că sunt studentă, că este foarte important ca într-o relație să-ți păstrezi această vibrație interioară, adică să te identifici. E necesar, e absolut necesar, pentru că această vibrație interioară îți aduce ție complementaritatea și compatibilitatea. Plictiseala vine mai greu în momentul în care tu știi pe ce direcție ești compatibil cu persoana de lângă tine și pe ce direcție ești complementar. Compatibilitatea ține de infantilism la un moment dat, dar toți avem latura infantilă în noi, că toți suntem, cum zic spirituale ăștia după aici, știi, cu copilul interior sau după Facebook sau de așa. Deci toți avem această zonă de infantilism în noi, toți avem un copil interior, știi, ca să fiu și eu spiritual. Așa. Asta ține de compatibilitate. Complementaritatea deja vine în zona de adult. Și atunci, cu cât un om caută mai mult complementaritatea într-o relație, adică eu îmi doresc ca tu să mă completezi prin identitatea ta și te voi lua în brațe și voi învăța de la tine. Și viceversa e valabil, știi? Dar cu cât am mai multă nevoie de compatibilitate, cu atât am mai multă nevoie de oglindă, adică să fii ca mine, să ne plictisim împreună, știi? Ca doi copii, ca frățiorul și surioara, știi? Cu cât ai nevoie mai multă de complementaritate, cu atât ești mai mult tu cu tine și știi cine ești, cu lipsurile și calitățile tale, normal, și știi ce ai nevoie. Și atunci eu te voi atrage în viața mea pe nevoile mele complementare, nu compatibile. Uh-huh. Și atunci eu sunt într-adevăr în sufletul meu și un copil, da, că am nevoie să fim compatibili, dar sunt și un adult și partea mea de adult e mai dezvoltată, deoarece eu am mai multă nevoie de complementaritate de la tine. Când le îmbinăm pe cele două, atunci relația noastră este magică și conform acestei relații magice, pur și simplu avem șansa să ne plictisim unul de altul mai mică decât șansa decât alții care nu știu despre asta mai nimic. Oamenii care sunt compatibili să plictisesc mai repede decât oamenii care sunt complementari și compatibili. Uh-huh. Și atunci această vibrație interioară este foarte importantă. Indiferent că ești născut de la 1 până la 31, trebuie să știi care-i treaba. Un alt lucru care este foarte interesant e trebuie să știi ce te atrage.
Vezi, în numerologie sunt anumite elemente care țin de compatibilitate și noi căutăm întotdeauna aceste elemente. Roata vieții, ciclicitatea vieții, natura, viața, este formată din cele patru elemente, da? Foc, apă, aer, pământ. Și atunci, în fiecare vibrație interioară există aceste elemente, mai mult sau mai puțin, dar cel la unii lipsesc trei, la alții lipsește unul, da? Niciodată nu sunt toate patru. Și atunci, complementaritatea vine pe elementul care lipsește și îl vreau cu toată ardoarea de la celălalt și am nevoie ca celălalt să-mi confirme mie elementele respective, dar nici prea mult să mi le confirme, că altfel ne dăm cap în cap. Și iată cum acest echilibru între cele patru elemente este foarte important într-o relație. Sunt niște calcule aici, nu avem unde să le facem, tu știi calculele astea, așa, când vezi care e plămada cuplului și vezi câte elemente are cuplul respectiv. E mai mult de pământ, mai mult de foc, mai mult de apă, mai mult de așa. E, oamenii care au plămada asta, mult pământ, de exemplu, se plictisesc mai repede. Oamenii care au în plămada asta foarte mult foc, sunt mai agitați, sunt mai pasionali. Și tot ceea ce îi completează și îi aseamănă pe ei, sunt motive și lucruri care, efectiv, în relația lor, sunt bune pentru a nu fi acea plictiseală. Dar trebuie să știi ce ești și cum ești. Da? Și ca să zicem că oamenii nu știu numerologie, da? Așa, o să te rog aia. În două minute să așa, în două mai minute, două minute? Două minute mai avem, așa. Da. Să zicem că oamenii nu știu numerologie, da? Și atunci, vezi ce te interesează. Relația cu tine însă sau cu tine însuți, vezi ce te interesează. Și ăla e un element, da? Te interesează foarte mult să gătești. Ăsta este un element de pământ. Te interesează foarte mult să cunoști, să citești. Ăsta e un element de aer. Te interesează foarte mult să te distrezi, să vorbești, să comunici. Asta e un element de apă. Da? Te interesează foarte mult această activitate, cum să spun, de rapid, adică n-ai răbdare, ești nerăbdător, ești curios, ești nu știu. Asta e o activitate de foc. Măcar așa că nu știi numerologie. Și fiecare, în funcție de vibrația lui interioară, e interesat de chestia asta. Și în momentul în care el este interesat, vezi ce te interesează, fii sincer cu tine însă sau cu tine însuți și vezi dacă te interesează treaba asta și dăruiești-o, asta o dăruiești. Ce te interesează? Dar spune de la început, de la cafea. Știi? Și atunci vezi, știi cum stai. Dar cel mai important este să cauți ca acea persoană să te completeze. Pentru că dacă te completează, în momentul respectiv relația e mai de durat la un nivel de maturitate, normal. Și pe perioade evolutive, uite că nu mai avem timp să... Se poate întâmpla și să avem acea iluzie la început de relație și să nu mai putem să știm ce vrem și cine toți avem această iluzie. Toți avem această iluzie pentru că sunt anumite lucruri care țin de proiecția mea față de tine, da? Eu o să proiectez pe tine, pe psihologic vorbind așa, pe mama mea, o să proiectez pe tine pe femeia ideală care o cred eu în capul meu așa, da? Și o să proiectez pe tine toate dorințele și frustrările mele. Și dacă tu le ai pe toate astea, gata, ne pupăm. Știi, cam așa bine. Îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost și astăzi mare prezent drag. Și te mai așteptăm pe la noi. Cu mare drag. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Mulțumesc Zonia pentru vestimentație. Până luni, creatorul să ne țină în palmele sale cu blândețe. Acum stați alături de noi, urmează Sport Arena la zi. Vă doresc o seară plăcută. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.